Mamă, ce frumos ești îmbrăcat tu! Măi, pentru tine! M-am îmbrăcat așa, plus că se uită și Brad Pitt la noi. Știi, și da! Atunci, dacă el s-a îmbrăcat la costum, eu de ce să nu mă îmbrac, știi? Trebuia să am un standard și vorbesc cu una dintre divele divelor. Connection lost. E ok, e foarte bine. Am început foarte bine. Minunat! Deci, doar că am sunat-o pe Gina, am vorbit cu ea 10 secunde și s-a pierdut conexiunea. Sigur s-a băgat smile în conexiune. Sau Brad Pitt. Stăm de vorbă cu Gina Pistol. Cine nu o cunoaște pe Gina? Avem un punct în comun. Avem același prieten. Smiley. Bun. Eu arăt bine? Că da, arăt bine. Ai ridicat ștacheta atât de sus și Brad Pitt. Brad Pitt care, să știi că aplaudă în continuu. Deci el de când a aflat că o să intru în direct cu tine, aplaudă încă. Ho! Calmează-te, Brad Pitt, că nu e cazul. Bine că nu se uită Smiley la noi. Ăsta e marele nostru noroc. Unde te uiți? Că altfel ți-ai luat-o. Gina, ai avut vă poreclă tu când erai mică? Din cauza, pentru că mă cheamă Pistol, mitralieră, Kalashnikov, oricum, astea. Mitralieră și Kalashnikov. Am înțeles, deci ai trecut prin toată zona de muniție. Da. Deci Kalashnikov. Am înțeles. Și asta de mică, de mică, nu? Bine, de când mă știu. Gina, care este întrebarea care te enervează pe tine cel mai tare? De ce nu ești căsătorită? De ce n-ai copil? Mi se pare că este foarte intimă și e urât să întrebi pe cineva, dacă nu faci parte din cercul meu de prieteni sau apropiați, familie, să întrebi cineva de ce nu ești căsătorit, căsătorită. Mi se pare puțin... Deci, oameni buni, dacă vă întâlniți cu ea pe stradă, nu mai întrebați de ce nu și de ce da. Vă rog eu, nu mai întrebați asta. Așa, complimentați-o pentru cât de frumoasă e și atâta tot. Eventual întrebați-o unde e Smiley, că la mine asta e întrebarea frecventă. Dar unde l-ai lăsat pe Smiley? De parcă zici că Smiley ar trebui să fie undeva lângă mine. Sau exact! Sau... exact. Jur, zici că e fratele meu mai mic pe care... Mă, da, se poate, mă duc la cumpărături și lumea întreabă... Dar Smiley unde? Doamnă! El n-are copii, el și nu face cumpărături. Și pe același lucru, unde-i Pavel? Ai văzut, Doamne! Auzi, ai vreo întrebare care... Nu ți s-a pus niciodată și ai fi vrut să ți se adreseze? O întrebare. Nu. Aproape toate întrebările mi-au fost adresate de-a lungul timpului. Aproape. Am înțeles. Deci mai există tot timpul loc de încă una. Să vedem de la cine va veni. Bărbatul ideal, cum trebuie să arate pentru Gina Pistol? Și fii atent, acum iarăși Brad Pitt aplaudă în continuu. Dar Smiley reacționează. Ia! Va lipsi partenerul, doamnă. Nu cred că există bărbatul ideal, cum nu există nici femeia ideală. Poate bărbatul ideal pentru mine să mă înțeleagă, să mă echilibreze, să pot comunica ușor cu el. Adică cam așa cum este de lângă mine. Am înțeles. Deci Brad Pitt îmi pare rău, deși el ar fi vrut să-ți adreseze ceva. Uite, vrea să-ți spună acum ceva, să vedem cum reacționezi tu, yeah. Că după aia vom vedea cum reacționează Smiley. You're royalty, aren't you? Ce a spus? Că nu a fost atentă la ce a spus. Adică... Oh my God! Ai văzut? Hu-hu-hu! Smiley, calmează-te! Am văzut într-o clipă. Ai văzut, Smiley, îmi pare rău. Nici nu mai contează ce a spus. Doamne, deci la începutul emisiunii, ca să înțelegi, la începutul emisiunii el era îmbrăcat în costum ca mine. Și asta m-a provocat ca eu să mă îmbrac în halul ăsta. Ori el acum, doar ca să spun aceste lucruri, s-a dezbrăcat. Wow! Bine, n-am să fac asta ca să nu fugă lumea din fața ecranelor. Gina, suntem secțiunea Romanian Tradition, tradiții românești, pentru că avem cu duiumul și cu carul. Ești din Roșiorii de Vede. Da, Telerman. Cum li se spun fetelor din Roșiorii de Vede? Adică, nu știu, Roșioare de Vede. Roșioare? Păi cum? Păi nu știu. Eu m-am unei fete din București se zice bucureșteancă. Bucureșteancă. Bun. Eu sunt telormăneancă.
Eu m-am născut în Oșor de Vedel, nu cunosc pe nimeni acolo, n-am stat decât 2-3 zile cât a stat mama internată cu mine în spital, dar am copilărit în Vârtoape și Trivale. Și practic sunt din Telorman. Unde? În Vârtoape? Vârtoape. Aha. Na. Vârtoape. Deci, și cum li se spun fetelor din Vârtoape? Fete. Cristina, Claudia. Gina mi se spune și în Vârtoape. Bun. Gina, fii atent, acum urmează aia, întrebarea aia. Ai fost dată vreodată de grindă? Când eram copil, așa parcă. Băi, nu mi-amintesc. Ce înseamnă a fi dat de grindă? Ca să crești, nu? Eu te întreb. Eu am aflat. Și te întreb foarte... Ai fost dată de grindă? Nu mai știu ce înseamnă! Nu mai știu, nu mai știu! Cam ce crezi tu că ar însemna să fii dată de grindă? Ca să crești? Mă, zi, ajută-mă, nu fi rău! Deci, te plumbe pizza, știi? Am înțeles. Fii atent. Am aflat că în Teleorman, în primii 3 ani de viață, în fiecare seară de Revelion sau prima zi de 1 ianuarie, se pune un colac pe capul copilului și un pahar de vin și vine moașa, cea care a ajutat la naștere, te ia și te ridică la grindă. Băi, și îmi amintesc ceva. Spune de bine. Îmi amintesc ceva, dar era fără colac și pahar. Am înțeles, deci ai fost dată de grindă fără colac și fără pahar. Da, știu că se obișnuia ca să crești mare, să ceva de genul ăsta, să te faci... Parcă, am înțeles. Deci nu-ți amintești mare lucru? Nu. Dar uite, eu cred că moașa aia, ursitoare, a avut dreptate. Uite, ți s-a îndeplinit cam tot ce ți-a spus. Da. Și acum trecem la alte minunate... Hai să-ți povestești ceva, lucrul ăsta nu am mai povestit. Bunica mea din mama tatălui meu, când eram eu copil, mică, dar știi cum, când vin ursitoarele și așa, îmi povestea că mă arunca așa în sus, de multe ori mă și prindea, mă arunca și spunea că să ajungă cunoscută și admirată. Și uite că eu visam când eram mică să cânt, dar iată-mă că sunt admirată și cunoscută, doar că fac altceva. Știi? Bunica mai deci, vrea de tine. Pe tine te aruncau de grindă. Opa, fii atent că mi-a picat. Am fost aruncat de grindă. Băi, un papion măi, îmi pun ești, și eu. Tu te iei după Brad Pitt, măi, Pavel. Nu, măi. Ideea, cred că m-a înjurat Marius Moga. Marius, poftim, ia-ți papionul înapoi, că era papionul Marius. Să știi. Bun, acum să fim mai relaxați. Deci tu ai fost, înseamnă că ai fost aruncată mai des de grindă. Da, nu mai da, de da. Revelion sau de 1 ianuarie. Și de cele mai multe ori am fost și prinsă. De cele mai... E bine, eu am fost aruncat o singură dată, dar la aterizare nu a fost nimeni. Se vede. Noi... Bun, noi avem niște sate extraordinare. Cum crezi că li se zic fetelor, adică există un sat Fierăstrău, în județul Bacău. Cum li se zic fetelor din Fierăstrău? Ia să vedem. Băcăoance? Băieților, atunci băieților, cum li se zic băieților din Fierăstrău? Nu știu de astea. Nu știu de astea. Fierăstrăieni? Fierăstraie? Nu știu, măgule, nu știu, mă. Deci ce ai cu mine, Pavele? N-am absolut nimic. Tocmai că mi-ești foarte dragă. Opa, stai un pic că stric aici decorul și tocmai am muncit pentru el atâta timp. Ai rămas așa? Deci nu știi cum li se zic, da? Nu știu, li se zic, opa, am și stricat conexiunea. Ce-a făcut? Oulu! Ce-am făcut? Nu mai puneți pe... Pavel! Stai un pic, connection lost! Stop! Pavel! Hai, revinuți! Connection! Nu mai puneți mâna pe nimic! Pavel! Stai că sunt singur, cu cine vorbesc. Ia, restabilim legătura, deci ca să vedeți ce bun... Eu sunt foarte tehnic. Se vede, nu? Tehnic. Pe când m-am bucurat și am încercat să reacționez ca tine, ai văzut, am pierdut conexiunea. Deci nu știi cum li se spun băieților din Fierăstrău. Nu. Cum? Fierăstrăieni. Și fierăstrăience. Sau... Da. Ai văzut? Normal. Dar, acum întrebarea între... Pentru că, hai să zicem, mai există un sat, Mândra. În județul Mândre. Brașov. Mândre și fetelor, știm cum li se spune, Mândre, dar băieților din Mândra, cum li se spune?
Băieți fericiți, că sunt mândra. O lăsăm așa. O lăsăm așa. E foarte bine. Sunt băieți fericiți. Dar auzi, ghici, ce este special dacă te vei duce vreodată în Mândra? Ce este special în zona aia? Pavel, nu știu. Zi tu, ajută-mă. Deci, există acolo rezervația zona umedă Mândra. Păi asta zic, băieți fericiți din Mândra. Minunat. Și hai că ajungem și spre final. Și dacă mai răspunzi și la asta, în Bucovina există o vorbă. E pentru o chestie femeiască. Să vedem dacă știi și poți să-ți dai seama. Ce înseamnă șpigniță? Șpigniță. Nu am nici cea mai mică idee. E o chestie femeiască. Dă-ți cu presupun. Câte chestii femeiești avem noi? Multe. Serios? Eu încă nu mi-am dat seama. Eu am vreo 4 acasă. Multe. Dar spune, cam ce are șpigniță? După cum sună? Unde te duce? Pivniță. În pivniță? Asta e o zonă femeiască. Nu depinde acum. Tot zona umedă și răcoroasă este. Deci ne învârtim tot în zona aia. Am înțeles. Uite, îți mai dau o șansă. Mai spune încă o dată. Ia. O chestie pe care o porți. Uite, hai că îți dau un indiciu mai. Pe care o porți. O poartă femeile. Sutie? Clamă? Cercei? Lănțișor? Nu știu! Fustă! De unde să știu eu? Cine mai poartă fustă astăzi? Hopa! Dar tu ce porți acum? Am un kimono. Deci la tine e totul foarte practic, ține de un cordon. Cum se spune în Bucovina la kimono? Ia zi-mi, Pavele. Vezi, ai grijă la kimono, ai grijă, așa. Că știu că kimono... Am înțeles. Da, dar n-ai știgniță pe tine. N-ai știgniță pe tine. Plus că bine că nu se uită smile. La noi. Da. Kimono? Păi se spune kimonou. 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 Halatău. Nu știu. Cumva. Deci se poartă, nu se mai poartă fustă, nu? Ba da, se poartă. Nu, nu, nu. Am glumit și eu ca să mă scot din problema aceea, dar se poartă fustă. Bun, și acum ajungem la întrebarea finală. Ia e și mai faină când o poartă băieții fusta. Da? Bine, în teatru e posibil. În teatru e. Și acum avem întrebarea fanului, acelui care se uită acum. Dintre aia 27 de fani care acum se uită, unul a pus o întrebare și am ales cea mai haioasă. Opa, întrebarea este adresată de o doamnă. Da. Tatiana Darabană. Da. Aș vrea să o întreb pe Gina dacă ea ar mânca ce mănâncă și concurenții de la Asia Express. Nu. De ce să fac asta? De ce? Știți cum miroase stinchitoful, ferească Dumnezeu? Știți cum miroase balutul, ceva trist? De ce să-mi fac asta? Deci n-ai mânca... Nu. Adică n-ai putea fi concurent la... Ba, da, nu știu, când ești în competiție, reacțiile și nevoile sunt altele, știi? Și cu siguranță, ca să obțin un avantaj, posibil că aș face lucrul ăsta, dar așa, de ce să fac asta? De ce? Nu, mă, nu, știi cum miroase balutul? Știi cum miroase stinchitoful? Băi, poți să-mi închipui. Deci e ceva trist, trist. Mai rău ca într-un grajd? Na, e crescută la țară, mirosul de graj e parfum. Nu, 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 miroase foarte urât și mai ales că este foarte cald și umiditate. Și imaginează-te o căldură de aia care te leșină să mai simți un miros de balut sau de stinchitofu. E ceva, deci e Doamne ferește. Nu, n-aș mânca așa ceva. Terminăm în forță, pentru că se uită și Brad Pitt. Și Brad Pitt stă în picioare și aplaudă în continuare. Smiley cred că a ajuns la capătul puterilor și întrebăm, ca să-i liniștim pe amândoi. Da. Ce-ți place cel mai mult la un bărbat? Eu cred foarte mult în chimie. Și poate să-mi placă lucruri fizice. Nu, poate să-mi placă lucruri fizice, dar dacă nu am chimia cu omul respectiv, degeaba e cum este, știi? Dar cred și acum fii atent, se bucură Smiley. Și
Și ce te enervează cel mai mult la un bărbat? Adică ce te poate enerva? Ce te poate scoate din sărite? Cred că să nu mă înțeleg cu el și să mă scoată din sărite cumva. Nu știu. Adică să rog ceva și să nu... Cred că asta mă... De fapt, chestiile care... Astea mă scoate din sărite. Când cineva nu înțelege ceva și se repetă. Dar un obicei care te scoate din sărite al bărbaților? Să știi că Andrei nu mai are niciun obicei care să mă scoate din sărite. Am înțeles. Acum se bucură Smiley. Iar Brad Pitt e întristat. Gina! Vă îmbrățișez pe toți! Pa, pa! A fost Gina. Este momentul în care și Smiley și Brad Pitt s-au liniștit. Dar noi continuăm.